că vânturile ce au suflat au purtat pleavă și gunoaie. Dar astăzi vreau să-mi curăț, pentru ca fiecare să guste din bunătatea mea. Pentru că în această adăpătoare curge izvorul vieții și cel ce bea din apa mea capătă viață și capătă putere de deosebire ca să știe ce are de făcut în vremea asta. Să rămână între fii ocrotirii, între cei ce beneficiază de protecția mea, zice Domnul, că peste cel înțelept viu sunt și viu voi rămâne, zice Domnul, am să cobor nori de lumină, nori de ascundere, care va lucra pentru el protecție deosebită. Că-l vor căuta ochii pândari pe dinapoi și pe dinainte, îl vor căuta urmăritorii din toate părțile, dar cel ascuns în norul meu de lumină rămâne protejat, ascuns și rămâne viața sa Dumnezeu. Iată, a avut grijă și uneltitorul să deschidă izvor de tulburare. Și vai, mulți se agapă dintr-un astfel de izvor. Și cel ce bia din apa tulburării e înfășurat de frică, de teamă, de nesiguranță și-i gata să ia hotărâri pripite. Caută să se adăpostească după scutul omenești cu influență demonică și caută să-și scape astfel viața neștiind că va pierde. Cine are urechi auzit sau nu beți din izvorul tulburării, nu vă lăsați cuprinși de teamă și spaimele morții, nu vă înșiruiți ca cei neînțelepți ce caută să se adăpostească după scuturi drăcești. Nu, nu. Voi cereți ocrotirea mea și rămâneți în lumină. Pentru că veți experimenta frumusețea păcii coborâtă de sus, care dă și echilibru și putere de înaintare din credință. De aceea, adăpați-vă din izvorul vieții, curăță și diavolul adăpătorii, ca să se poată pleca și cel de sus și cel de jos, și cel mic și cel înalt, să se poată adăpa fiecare din diavolul pus la îndemână, că apa vieții va lucra viață pentru cel ce bea astăzi din viață, zice Domnul. Amin.